pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingător, i-am spus lui Vela că cormoranii în România fac baie în piscine. Declarațiile făcute de ministrul agriculturii în Parlamentul European au stârnit multe controverse în rândul oamenilor. În România, cormoranii fac baie în piscină. Ce a vrut să spună cu această afirmație Petre Daia, ministrul agriculturii? Haideți să aflăm ce au înțeles brașovenii. E o aiureală, i-a venit pe moment această idee. Este absolut regretabil că poate să se producă cu astfel de afirmații în astfel de context. Auziți, nicio părere. Nu mai avem glas de vorbit sau de zis ceva. Nu avem cuvinte. Sunteți dezamăgită? Foarte. Majoritatea suntem de nu știm de noi. Sunt foarte mulți în condiții mizere. Da, aia ar trebui să o vadă. Foarte, foarte urât. Urât, mai ales copii pe străzi. Mulți, mulți. Cea mai mare tâmpenie. Ce fi vrut să arate, că nu poți înțelege ce a vrut să arate. Îl mănâncă cormorane pe el sau îi dresează, e o tâmpenie ce a vorbit, pentru că nu ne-a putut să facă așa decât să ne facă de râs acolo. Dacă ministrul agriculturii a vrut să spună că această țară este una bogată și că se trăiește bine, noi îl contrazicem prin imaginile dezastruoase care există în anul 2019 în Brașov. Thank you.